Salutare și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. În episodul de astăzi vom face un unboxing la primul calendar advent de anul acesta, calendarul de la Kills, pe care l-am primit cadou din partea celor de la Kills când am fost la lansarea ambalajelor de iarnă. Asta pentru că în fiecare an ei lucrează cu un designer care reface designul produselor cheie și al calendarului advent. Eu zic să începem. În primul și în primul rând, știu că v-am lipsit, știu că v-au lipsit unboxing-urile mele, dar ce să facem când ești mamă este greu. Anul trecut am avut, cred că, un calendar, dar nu l-am desfăcut aici pe blog pentru că n-am avut timp, dar nu este nimic. Uitați-vă cât de superb este. Desfacem anul ăsta 3. Ăsta mai am încă unul pe drum, trebuie să vină din Franța, m-a ajutat cineva. O distinsă membra a UNESCO-ului mi l-a cumpărat și mi-l trimite prin curier și mă mai gândesc la încă unul, dar până atunci o să începem cu acest minunat calendar. Avem... o să găsesc unul. Stați un pic. Mamă, cât de drăguț arată! O, Doamne, am și uitat cum se face asta! De atât de mult timp nu am mai făcut. Măi, deci știți că eu nu găsesc unul? Deci uitați-vă și voi. Uitați că îmi întorc așa. Unde este unul? Deci nu-l văd, jur! Am aici doi, încă nu sunt puse în ordine. Doamne ferește, Georgiana, trezește-te! Gata, l-am găsit. Aici este unul. Ia să vedem ce este în unul. Foarte drăguț arată cutiuța. Știți că eu nu mă îndur când sunt cutiuțe atât de drăguțe să le arunc. Da, știu că pare că sunt nebună. Ah, foarte tare! Midnight Recovery Omega Rich Cloud Cream. Este o cremă de noapte. Eu am avut-o și în variantă full size. Mie mi se pare că advent calendarurile sunt foarte utile din perspectiva în care poți să testezi foarte multe produse. Plus că mi se pare un cadou minunat. Mie mi se pare că e un cadou chiar și de Moș Crăciun minunat. Chiar dacă, na, cumva ideea adventului este să desfaci câte una în fiecare zi. Chiar și așa mi se pare o idee foarte, foarte mișto. Deci asta este în prima căsuță. Să continuăm. Haideți că... Gata, deja am început să-mi intru în mână. Haide! Haide! Avem aici... Powerful Strength Line Reducing and Dark Cycle Circle, pardon, Diminishing Vitamin C Eye Serum. Deci este un... serum cu vitamina C pentru cearcăne și pentru diminuarea liniilor fine. Într-o variantă micuță, repet, cum am zis și mai devreme, mi se pare minunat că poți să încerci produse fără să trebuiască să le cumperi în variantă full size, plus că ai și o bucurie în momentul în care le desfaci, adică nu se compară cu nimic în momentul în care începi să desfaci cutiuțele astea. Și chiar aș vrea, poate într-un an, să fac și eu măcar un singur calendar pentru sufletul meu, să desfac câte unul în fiecare zi. Pentru că și anul trecut, că l-am desfăcut eu fără să mă filmez, tot așa l-am desfăcut deodată, n-am răbdare. Aici avem unul dintre cele mai mișto produse de la ei, este Calendula Serum Infused Water Cream. Este o cremă pe bază de gălbenele. Este o cremă serum, apoasă, are o textură de gel, am vrut să spun de gel și am zis serum. Da, să desfac, uitați, vedeți, e ca un gel. Și e foarte mișto că hidratează foarte bine pielea, dar nu lasă textura aia pe care o cremele grase, adică filtrul așa gras și lucios pe față. Foarte mișto, produsul ăsta... chiar merită cumpărat în variantă full size, din punctul meu de vedere. Mai departe, numărul 4. Doamne, cât de mult mi-a lipsit chestia asta! Nu aveți idee. Mă bucur atât de mult că am revenit pe YouTube, deci wow! Bravo, Georgiana! Îmi spun singură bravo. Midnight Recovery Concentrate. Ăsta este un serum de noapte care vine la pachet cu crema pe care am găsit-o în cutiuța cu numărul 1. Deci, cumva, cred că eu aici o să fac niște seturi. Cred. Mai departe. Numărul la ce număr am ajuns? Știți că acum câțiva ani am încurcat, am sărit căsuțele. A fost un haos. Ia să vedem.
La numărul 5 avem Midnight Recovery Botanical Cleanser Oil. Deci acesta este un ulei pentru demachiere. Nu l-am încercat, chiar nu știu cum e produsul ăsta. Sunt foarte curioasă, nici pe ăsta nu l-am încercat. Deci și pentru mine sunt niște premiere. Să știți că chiar dacă eu primesc multe produse, n-apuc să le testez pe toate pentru că le dăruiesc mai departe. Familiei, prietenilor, oamenilor din comunitate. Adică eu nu sunt keeper, să știți. Chiar nu sunt. Sunt foarte darnică. Aceasta este căsuța cu numărul 6. Mă speria, să credeam că am deschis 9. Și avem Serum Multicorrective Cream. Este o cremă pentru... imediat scrie aici. Visibly firms, lifts, smooths, boosts, radiance, moisturize, even texture, and enhance healthy complexion. Da, deci este o cremă hidratantă anti-aging. Asta cumva cred că ar fi tot din... Nu e din aceeași colecție, că e altă culoare. Mă scuzați. Nu știu toate produsele, domne. Nu le știu pe toate. Ce vreți? Eu trebuie în permanență să nu uit la ce număr sunt, pentru că am tendința să desfac altceva. Aici avem numărul 7. 7. Da, deci arată atât de regus calendarul ăsta. Ceva deosebit. Numărul 7. Ultra Facial Oil Free Gel Cream. Este 24-hour hydration and shine control for normal to oily skin types. Deci este o cremă fără uleiuri, oil free, da? Un gel cremă, de fapt. De asta și desfac să vă arăt. Aceeași poveste ca și la calendula. Nu l-am încercat nici pe ăsta, niciodată. Deci pentru mine este o premieră. Cred că o să fie foarte multe produse pe care nu le-am încercat, pentru că de obicei tind să refolosesc sau să, nu știu, și dacă primesc mai multe produse, dacă mi-a mers bine cu ceva, nu sunt neapărat tentată să le testez pe toate. Plus că am și un ten destul de sensibil, așa că, mamă, deci asta. Am primit-o, am cumpărat niște produse de la ei la un moment dat și mi-au dat-o într-o cutiuță din asta. Vai, 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 cât de bună este. Avocado Nourishing Hydration Mask. Deci dacă aveți tenul uscat, este ceva bestial. Din gama asta cu avocado, există și o cremă pentru ochi, care este by far cea mai bună cremă de ochi pe care am încercat-o. Deci, bestială, bestială. Wow, abia aștept să reîncerc. Mi se pare mișto că asta, practic, ai aici o utilizare. Din borcănașul ăla pe care l-am primit, m-am dat de 2 ori. Foarte mișto. Deci trebuie să deschid 9. 9 ar trebui să fie ceva frumos. Pentru că 9 și 19 sunt numerele mele norocoase, dar nu-l văd pe 9. Ah, aici 9. 9, 9, 9, 9. Este ceva consistent aici. Ultra Facial Cleanser. Ăsta este un... imediat vreau să-mi dau seama dacă este gel sau... Nu scrie. Gentle Liquid Formula that cleanses without overdrying or stripping skin. Foarte... Foarte bine. Deci ăsta este din colecție cu Ultra Facial, încă n-am desfăcut nimic de mult. Au o cremă, sper, adică sunt sigură că o să fie aici, care este genială, pe care vă super recomand. O să încerc și ăsta. Eu sunt foarte picky la gelurile de curățare pentru față, pentru că mi se usucă foarte tare pielea. Dar o să-l încerc pe ăsta și o să vă spun cum a fost. 10, trebuie să caut 10, dar nu-l văd. Uite, aici 10. Ce-o fie aici, oare? Ah, este un serum. Daily, stați că nu văd pentru că este transparentă sticla, Daily Reviving Concentrate. Să vedem dacă scrie pe cutia asta ca să pot să-mi dau seama. Se pune în palmă 2-3 picături, se pun în palmă 2-3 picături pe pielea uscată, evitând zona ochilor. Deci este un ulei concentrat. Bun. N-am încercat până acum produsul ăsta. Am zis 10-11. 11. 11 este ziua de naștere a lui Noel, deci ăsta este numărul meu norocos. Ia să vedem. Oh, ho, ho! Body Fuel All-in-One Energizing
Wash Hair and Body Cleanser for Men. Ia uitați, măi, pentru un bărbățel avem un produs de bărbați, ăsta o să ajungă la Marian. Mi se pare mișto în ideea în care produsele astea care sunt în variantă așa micuță sunt foarte bune pentru atunci când călătoriți. Eu asta fac cu produsele astea micuțe, le împart în familie, dar produsele care, de care sunt curioasă sau care știu că îmi plac, le păstrez și le folosesc atunci când călătorim. L-am folosit și l-am am aruncat ambalajul, nu am bat capul să car după mine chestii foarte mari. Bine, atunci când plec mai mult timp, nu mi-ajunge, să zicem, un flaconul ăsta, dar când plecată 2, 3, 4 zile sunt perfecte astea. 12. Hai că trebuie să mă țin neapărat să nu cumva să sar iar vreo căsuță să desfac aiurea. Aha! Am Creamy Eye Treatment with Avocado. Ce vă ziceam mai devreme, este crema asta este genială. Genială. Încercați-o și o să mulțumiți. Plus că să știți că va ajunge foarte mult timp, pentru că nu trebuie să puneți o cantitate foarte mare. Știu că poate să vă inducă în orare ambalajul ăsta. Există și un ambalaj mai mare, dar mi se pare că ăsta e perfect. Mai ales că are termen de validitate 6 luni, deci eu de obicei mi-au micuț așa. Și o să le folosesc pe astea amândouă, uite așa, o să-mi fac mască și o să mă dau cu cremă și după o să mă dau cu cremă de ochi și o să fiu rebelă. 13. Tarararam, este ceva mare. Nu plecați de aici. Aoleu, ce-am făcut? Haos. Se numește Haos. 13. Este ziua în care m-am căsătorit cu Marian. Vedeți, eu la orice număr am câte ceva de spus. Fuel, Facial Fuel Energetic Scrub. Este Skin Buffering for Men. Ați văzut? Tot ce are legătură cu bărbații din viața mea, numărul respectiv se leagă de un produs pentru bărbați. Deci avem un gel de duș și un scrub. Mergem la 14. Haideți să vedem ce ne rezervă numărul 14. Dacă îl găsesc. Aici. Tarararam, taram. Ia să te vedem, dragă, 14. Ultra Facial Toner. La fel, gama asta Ultra Facial pentru mine este cea care funcționează cel mai bine împreună cu cea cu avocado. Eu având un ten sensibil. Dar de fapt îmi plac și astea cu calendula. Complicat. Nu pot să aleg că sunt produse faine. Sunt produse foarte, foarte faine. Ce număr era ăsta? 14, 15. Ideea e că tot ce e produs pentru piele sensibilă, ten uscat, asta îmi priesc mie pentru că am tenul foarte sensibil. Ah, ce drăguț. Crema asta de corp. Miroase foarte, foarte bine. Am avut-o acum 2 ani, într-un ambalaj de ăsta de sărbătoare, mi-am luat fix de Crăciun, mamă cât de frumos arăta ambalajul, dar nici nu venea să-l arunc. Apropo, dacă sunteți fan Kills, vedeți că acum le găsiți în magazine, au și tot felul de promoții, am luat și eu un pachet foarte simpatic pentru mama. Chiar au chestii foarte mișto, așa că vă recomand să ajungeți la ei în magazin. Aici am o mini-cremă perfectă, deci asta e perfectă pentru momentul în care o să plecăm undeva, nu mai trebuie să mai card pe mine chestii. Ce număr era? 16. 16. Aici. Doamne, mai sunt atât de puține. De ce nu există un calendar care să nu se termine niciodată? Să fie... De ce nu s-a gândit să fac un calendar 300, cu 365 de căsuțe? Sau 300, da. Să facă, domnule, un calendar mare, să desfacem fiecare zi. Chiar dacă se repetă produsele, nu este problemă. Ultimate Strength Hand... Hand, m-ați auzit ce am spus? Hand. Este o cremă de mâini pentru All Day Care for Severely Dry Active Hands. Deci tot pentru bărbați. Deci am aici, practic, o colecție pentru bărbați. Ce drăguț! 17. 17! Hei, hei, unde pleci? Ia să vedem. Drums. Retinol Skin Renewing Daily Micro Dose Serum. Am primit produsul ăsta când s-a lansat în România. Cred că a fost primul eveniment la care am fost post-pandemie. Și e foarte fain, doar că aveți grijă cu retinolul
trebuie să folosiți SPF. Da? Și se folosește doar seara. Asta ca să știți. 18. 18. Haide mă, haide mă, haide mă. Kiehl's Lip Balm. Tot la fel, un best seller la ei este... Eu am două produse pe care am așa fixație și care nu lipsesc niciodată din trusa mea de beauty, ca să spun așa. Lip balm-ul. Deci eu am o problemă. Dacă nu am strugurel în geantă, în rucsac, deci dacă vă uitați în casa la noi, există strugurel, cât un strugurel în fiecare cameră și crema de mâini. Deci n-am încercat niciodată produsul ăsta. Am tot auzit în online de el că e foarte, foarte bun. Sunt foarte curioasă să-l încerc. Chiar abia aștept. O să-l desfac și chiar o să vă zic cum a fost. Da? Dar nu mai știu ce număr am desfăcut. Vai, vai, vai. Dar o luăm prin eliminare, deci bănuiesc că 19. Ziua mea de naștere trebuie să fie un produs pentru mine, sper să nu fie pentru bărbați. Și Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask. Deci este o mască with Amazonian White Clay. Deci este o mască care purifică și minimizează porii. Eu având o piele sensibilă, nu prea îmi fac măști din astea care purifică tenul, pentru că mi-l usucă foarte tare, dar uite, o să o încerc. Când am încercat până acum, mai ales că am găsit-o în căsuța cu numărul 19, ar fi chiar și culmea să nu încerc. Trebuie. Numărul 20 este ceva mare! Care este într-o altă cutiuță. Powerful Strength Line Reducing Concentrate. Aha! Fiți atenți! Fiți atenți, fiți atenți! Powerful... Nu, sunt diferite. Ăsta e cu tripeptide și cu acid hialuronic. Ăsta este cu vitamina C și cu acid hialuronic. Deci sunt două produse diferite. Vedeți? Nu știu toate produsele. Foarte interesant. Ia să vedem cum arată. Are și altă culoare, vedeți? Deci am fost tentată să cred că e același produs, dar nu este același produs. Blană. Blană. Mamă, deci am acum creme cu hialuronic și cu așa, de să-mi pun și în cap. 21. Doamne, cât ador acest produs. Calendula Herbal Extract Toner Alcohol Free. Pentru persoanele care au ten sensibil, este foarte greu să găsească loțiuni tonice care să nu usuce, care să nu îți dea senzația de uscăciune și că te ține fața și să nu te usture fața. Produsul ăsta, pe lângă faptul că miroase bestial bine, e sigilat. Își face treaba super, super bine, la modul că nu știu dacă ați încercat vreodată să folosiți mai multe produse gen... în paralel, să vedeți cu ce vă simțiți bine. Și, dar în paralel, când spun chestia asta, nu spun 3 săptămâni folosesc o gamă și după aia mai folosesc 3 săptămâni alta. Nu, gen o zi cu o zi. Deci mie mi se pare că în momentul în care am început să caut tonere, pentru că aici era problema principală la mine, pentru că tonerul are un rol foarte important în rutina de skincare, bă frate, nu găseam nimic, de la toate mă ustura pielea. Ăsta și cel de la Pixi Beauty, cel cu rose, cu trandafir, îmi priește foarte bine. Și mai există un demachiant de la Vichy 3-in-1 care are și partea de toner și la fel ăla îmi priește foarte bine. Rest, din tot ce am încercat de pe piață, bine, n-am încercat toate produsele, vă dați seama, astea două. Ăsta pe primul loc și după aia Pixi. Foarte, foarte, foarte bun. 22. O, Doamne, de ce nu puteai să fii la 19? De ce? Explică! Produsul meu preferat din tot universul, din toată galaxia de la Kiehl's este Ultra Facial Cream. Dacă n-ați încercat acest produs, încercați-l și o să înțelegeți de ce spun asta. Deci, este genul ăla de produs care este bun pentru toate tipurile de ten. Adică, eu am tenul sensibil, dar... am momente în care are tendința să se usuce foarte tare, totuși este un ten mixt,
foarte ciudat, în fine, mama are ten uscat. Deci, crema asta pentru mama este Dumnezeu pe pământ. Adică e Dumnezeu, Dumnezeul cremelor, înțelegeți? Este crema ei favorită, a încercat-o la mine și o adoră. Eu o ador toate persoanele din jurul meu care au avut ocazia să încerce crema asta. Am spus același lucru. Bestial. Deci astea două creme. Deci vă trebuie așa. Demachiant, tonerul, Ultra Facial Cream și avocado. Și sunteți bombă. Nu vă mai trebuie nimic altceva. Credeți-mă, trebuie să le încercați. Și uitați, asta, spre exemplu, este în varianta micuță, de 28 de minute, dar există și o variantă mai mare. Deci, practic, eu am aici variantele micuțe, de la avocado, eye cream și de la Ultra Facial Cream. Măi, de ce n-ai putut, mă, să fii și tu la 19, mă? Să zic și uite, mă, uite, mă, cum le-a pus. Mai avem două produse și se termină acest advent calendar. Vă vine să credeți? Mie nu vine să cred. La numărul 23 avem Super Multi Corrective Eyes On Treatment, Brow Bone, Eyelid, Outer Corner, Under Eye. Deci aici vă spun exact unde puteți să vă dați cu crema asta. N-am folosit-o niciodată. O voi folosi și asta este în set cu asta. Vedeți că sunt pe culori. E foarte logică treaba. Deci trebuie doar să te uiți la culori și poți să-ți dai seama care cum vin. Și ultimul produs. Ultimul produs din acest calendar. Primul advent calendar pe care îl desfacem pe anul acesta. Doamne, deci nu vine să cred că s-a terminat. Este Tobeda Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash. Este un gel de curățare pentru față cu gălbenele care face parte din setul acesta cu tonerul și cu această cremă sub formă de gel. Măi, eu vă spun sincer, știți că de fiecare dată la finalul vlogurilor eu fac o concluzie și spun dacă mi se pare că acest calendar merită sau nu merită banii. Repet, eu l-am primit cadou, acest clip nu este sponsorizat de Kiehl's, a fost un cadou din partea lor și pentru că mie îmi plac calendarele advent, am făcut acest clip. Eu sunt de părere că acest calendar merită banii. Uitați, nici nu știu cât costă, dar o să ne uităm imediat. Am telefonul aici și o să intrăm frumos pe internet să vedem cât costă acest calendar. Și vă spun imediat, sper să-l mai găsesc pe site, că știți că de obicei adventurile se dau imediat. Vedeți? Nu m-am pregătit. Costă 495 de lei. Măi, având în vedere calitatea produselor, faptul că aveți niște, practic, făcute aici game. Da? Deci aveți din gama calendula, aveți 3 produse. Pentru bărbați la fel, aveți 3 produse. Aveți multicorectiv, Ultra Facial și cu avocado eye cream. Care astea costă, haideți că vă spun ca să facem așa. Și vă spun doar cât costă astea două ca să vă dați seama voi singuri dacă merită. Deci eu spun că merită. Imediat, scriem aici frumos avocado și vă spun cât costă crema asta mică. Ele sunt niște produse care nu sunt ieftine, dar care își fac treaba cu succes. Asta costă 155 de lei, da? Și Ultra Facial, 28 de mililitri, costă 95 de lei. Deci, dintr-un foc aveți, cât am zis, 155 parcă, nu? 155? Deci 250 de lei fac doar cremele astea. Iar restul până la 500, vă spun eu că fac mai mult produsele astea dacă le luați separat. Din punctul meu de vedere, merită, pentru că, în primul rând, aveți o experiență, v-am zis, mi se pare că e un cadou minunat pentru femeile din viața voastră, pentru persoanele care vă sunt apropiate și care știți că sunt pasionate de skincare, pentru voi, de ce nu, dacă sunteți interesate să încercați produsele lor, este o variantă minunată prin care puteți să testați și să vă și jucați un pic cu el. Mi se pare că este minunat. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Sper că v-a plăcut și vouă acest vlog. Scrieți-mi în comentarii dacă ați încercat produsele lor, dacă vă plac, dacă ceva din ce am prezentat eu aici și ați încercat v-a plăcut, că v-am spus eu n-am încercat toate produsele. Spuneți-mi dacă vreți să mai fac astfel de clipuri sau dacă aveți recomandări de calendare pentru mine. Următorul este de la Rituals, ca să știți. Sper să ajungă în timp util. Dacă nu, o să văd ce iau eu între ele, dar eu mă rog la Dumnezeu să ajungă în timp util pentru că vine tocmai din Franța.
Da, mulțumesc, Cătălina. Și da, scrieți-mi în comentarii ce calendare advent ați mai vrea să mai testez. Poate reușesc până în Crăciun să am 4 și nu 3. Haideți, unul să fie, v-am zis că mai am 2 dintre care trebuie să mă hotărăz la 1 și poate mai aleg unul din ce îmi lăsați voi în comentarii. Gata, am terminat acest vlog. Sper că v-a plăcut. Dați-mi subscribe. Nu uitați să-mi dați subscribe. Practic așa mă... Cum să spun? Mă încurajat să mă adun, să-mi fac timp mai mult pentru partea asta, pentru că e puțin mai greu în perioada asta, avându-l și pe Noel. Dar îmi place foarte mult să fac clipuri pe YouTube, așa că ajutați-mă cu un subscribe ca să mă încurajați să mai fac clipuri. Dați-mi un like la acest clip. Puteți să dați și un share dacă aveți prieteni care sunt pasionați de calendare advent și care vrea să vadă ce conține calendarul advent de la Kills. Și să ne vedem cu bine săptămâna viitoare. V-am pupat, să aveți o zi superbă, minunată și să nu uitați să lăsați în comentarii ce calendare vreți să mai testezi. Ciao!